Салут prieteni, sunt Mihai Spanov, convidiu, nu, în care vreau să spun că am primit prima plată la site-ul Bitcoin Growth Bot, făcut de mine două zile în urmă, unde pentru fiecare invitat primim $10, dacă el a făcut verificare. Deci asta e punctul principal, persoana trebuie să fie verificată. Cum se face verificare, eu în acest video am arătat, dacă n-ați făcut, nu credeți ori alte întrebări erau, mai uitați-vă încă o dată la video acesta. Deci, ei fac plata o dată în zi. Dar, acum fac video, deoarece ieri abia au început să apar la mine în listă persoane verificate. Ieri am avut 10 persoane verificate, pentru fiecare câte $10, deci respectiv s-a primit $100. Deci $100 sunt în balanță la mine, i-am primit, puteți să vedeți video precedent unde aici era tot 0. Pentru fiecare persoană mi s-a dat în monete la cursul în momentul plății, deci se vede pentru PAID. Deci s-a făcut plata. Do este înseamnă că persoana e verificat. Not verific, nu e verificat. Plata, deci 7,3 și 2 monete. Așa ești să primea $10 în momentul plății. Plata se face odată pe zi, la ora 12, după ora GMT, nu știu, deja seara, ori dimineața. La amiază, ori noapte, dar odată pe zi. Deci eu am așteptat 24 de ore și acum am intrat, n-am intrat fiecare oră să văd că și cum. Deci odată pe zi am intrat și am văzut că banii sunt pe cont. Sunt 11 persoane care nu s-au verificat, posibil că n-au înțeles ce trebuie de făcut, sau au crezut că fără verificație tot se dă bani. Deci bani se dă numai pentru verificare. Deci pentru persoane verificate. Deci sunt pe 11,4, nu s-au verificat pe urmă. 12, 1, 2, 3. Tot 12,4, 5, 6, 7. Deci așa și cum arată, și 11 oameni s-au verificat. Deci asta a fost informația, pe urmă deja cu banii ce și ce se poate făcut. Deci eu o să investesc pe site la procente. Voi deja puteți să dați la scos dacă doriți, dar nu știu, bani trebuie să aducă. Deci ce eu să fac investiții, eu am încredere în acest site. Cum am spus în video precedent, în decembrie eu de la el am scos 1000 și ceva dolari. Deci nu cred că acum el o să înceapă să facă probleme. Mai ales că e tot din bonus, adică nu risc cu nimic, eu n-am investit. Se poate și de investit, dar deja când o să fie bani, poate mai mulți liberi. Acum nu văd eu. Aici să investesc, sunt alte locuri mai interesante unde o să investesc și unde investesc, adică foarte multe proiecte sunt interesante. Dar fieți să bani, câte proiecte sunt libere. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.